Bun venit, doamnelor și domnilor! Bun venit, stimați telespectatori! Suntem bucuroși că astăzi putem să petrecem împreună o jumătate de oră la emisiunea Dilemele Credinței. Vrem să abordăm astăzi împreună cu dumneavoastră o dilemă. Dilema este sub formă de întrebare și vrem să o așezăm înaintea noastră la începutul emisiunii și sperăm că până la sfârșitul emisiunii să putem răspunde împreună. Oare mai există bunătate printre oameni? Oare există bunătate manifestată în inimile noastre? Ea apare mai mult sau apare mai puțin în faptele noastre de zi cu zi? Unde să o găsim? Unde este izvorul bunătății? Și cum am putea face ca în lumea noastră, care se îndreaptă din ce în ce mai rău, să apară o rază de speranță în privința bunătății? Vrem să discutăm acest subiect cu un invitat special. Este vorba despre domnul Andrei Gârleanu, care este director ADRA Moldova. Bun venit, domnule Andrei Gârleanu, alături Bine de noi. Bine v-am găsit. Am vrea să adresăm prima întrebare invitatului nostru. Vreau să vă întreb, ce credeți noastră că este bunătatea? În primul rând aș spune că întrebările care dumneavoastră le-ați lansat la început nu va ajunge, cred, cu o eternitate ca să reușim să răspundem la toate ele. Dar o să încercăm cât de cât să schițăm astăzi niște puncte, să punctăm niște lucruri care să ne permită să înțelegem mai bine acest subiect despre bunătate. Pentru mine bunătatea, aș spune că este o limbă care puțini o vorbesc, cel puțin la perfecțiune, dar este înțeleasă absolut pentru toți. Deci nu contează în ce limbă vorbești, nu contează cine ești, de unde ești. O faptă bună, omul să înțeleagă și fără cuvinte. Deci ar fi ceva care să înțelege și fără cuvinte. Asta este, aș interpreta-o ca definiția noastră personală. Așa și este. Din experiență, din ceea ce ați văzut, din ceea ce ați trăit. Dacă ați citit undeva o definiție dată de oamenii mai înțelepți decât noi, cum ați găsit-o scrisă? Dexul, dacă țin minte corect, spune că bunătatea este o însușire umană, însușirea de a fi bun. Atât. Care se exprimă, cu siguranță, așa cum am auzit înainte, are de-a face cu faptele bune, faptele are de-a face bune, exact. Bunătatea, mila, cam ar fi sinonime. Cu ceva cu de a fi. Bunătatea, din câte înțelegem, nu este un concept. Nu este o idee despre care să discutăm, ceea ce noi nu vom face astăzi aici, ci mai degrabă este o realitate, o experiență în viața unui om. Cred că da. Aș vrea să citim un text din Sfânta Scriptură. Este o carte undeva la mijlocul Sfintei Scripturi, se numește Proverbele sau Pildele. Înțeleptul Solomon a scris aceste proverbe. Și acolo în proverbul acesta spune cam așa. Bunătatea, ceea ce face farmecul unui om, este bunătatea lui. Am citit acest text. Cu siguranță Biblia, Sfânta Scriptură, vorbește mai mult despre bunătate. M-am oprit la versetul acesta. Parcă ar fi coroana unei exprimări legat de bunătate. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Orice ar face omul, dacă nu este bun, nu are farmec. Cum vedeți noastră gândul acesta? Ce idei vă vin legate de acest proverb? Prima idee care vreau să spun că Biblia mai spune să nu adăugăm și nici nu scoatem nicio iotă din Biblie. De aceea cred că este foarte bine spus că, într-adevăr, farmecul unui om stă în bunătatea lui. Dacă ne uităm pe pagini la întreaga Scriptură, o să vedem că este o istorie a bunătății, o istorie de fapte bune. Dacă vorbim despre fapte bune, înseamnă că există și fapte rele. Și atunci, prin comparație, se înțelege care este bun și care este rău. Dacă ține o minte mai departe versetul care dumneavoastră l-ați citit, este doar prima parte. Mai departe, dacă ține o minte, spune un om sărac prețuiește mai mult decât un mincinos. Nu știu cum se poate compara săracul cu mincinosul, dar cel puțin sunt niște chestiuni care iarăși se compară și atunci numai poți să înțelegi cu părere de rău în lumea noastră, doar în contrast putem înțelege lucrurile până la sfârșit. Mi-a venit în gând, deși n-am intenționat să abordăm și a doua parte a versetului, cineva poate să ajungă bogat prin minciună? Siguranță. Iar celălalt rămâne cinstit, muncește, dar totuși este sărac. Poate să fie acest înțeles? Până la sfârșit, cum am spus și de la început, bunătatea este o însușire a caracterului. Nu este în a avea, ci este mai mult în a fi. Încercăm să intrăm într-o primă dilemă. Încercăm. Până acum am definit, am văzut puțin conceptul și realitatea în viața oamenilor cu privire la bunătate. Cineva spune așa, Adam și Eva, primii oameni,
înainte de căderea în păcat, nici nu putem să spunem dacă erau buni sau nu. Pentru că... Erau, pur și simplu erau. Erau, era ceva din natura lor, nu trebuia să se străduiască să facă lucrul acesta, dar putem să vorbim de bunătate după căderea în păcat? Se schimbă cu ceva conceptul acesta, această realitate? Cum o vedeți? Dacă îmi permiți să fac o mică introducere în acest subiect, am avut o profesoară de fizică în școală și ea spunea că orice are limită în afară de materie și prostia umană. Eu un pic am schimbat această expresie maximă, spuneți cum doriți, și am ajuns la concluzia că am schimbat un pic altfel. Totul este, sunt doar trei lucruri absolut în această lume. Dragostea lui Dumnezeu, prostia umană și relativitatea în sine. Înainte de păcat, cred eu că într-adevăr lucrurile erau absolute. Era un bine absolut, cu toate că în univers deja exista noțiunea de rău și răul, fiindcă marea luptă s-a dat și mai înainte de apariția omului. Totuși, Adam și Eva nu știu cât de mult cunoșteau despre bine și rău. Binele cunoșteau, evident. Dar dacă ceva Dumnezeu, li s-a povestit, dacă s-a Dumnezeu spus... le-a spus că acesta este copacul de cunoaștere a binelui și răului, cu siguranță cunoșteau despre rău. Dar experimental și nu cunoșteau răul în sine. Odată cu căderea în păcat, lucrurile devin relative. Adam și Eva puteau să compare deja, cum am zis și la început, în comparație cu răul, vezi, noi acum putem să percepem această faptă a fost bună sau rea, dacă o comparăm, iarăși după niște criterii oarecare. De aceea, după căderea în păcat, nu cred că a mai rămas noțiune de bine absolut, decât Dumnezeu, care Scriptura ne spune că doar Dumnezeu este bun, și rău absolut, care până la sfârșit credem că este Satana, care este răul absolut. Mi-amintesc de altă profesoare deja din cadrul universității, de la literatura universală, care ne povestea despre literatura din antichitate. Și spunea că, uite, că eroii în toate operele din antichitate, ei sunt sau buni sau răi. Ei nu pot să fie și buni și răi într același timp. Pe când dacă mergem mai departe, ajungem la literatura contemporană, ajungem la literatura modernă sau postmodernistă, atunci conflictul se interiorizează. Și majoritatea paginilor din carte ar fi scrise despre acel conflict intern între bine și rău în sufletul uman, ca să vadă ce fel de acțiune el o să facă sau a făcut și așa mai departe. Ceea ce ar însemna că om bun poate să facă fapte rele și om rău poate să facă fapte bune. Aș crede că ar fi bine să revenim ce ar însemna om bun, om rău și așa mai departe, dar mă rog... La acest capitol noi putem să spunem că noi acum suntem în epoca postmodernistă. Cu siguranță credem că fiecare dintre noi are aceste conflicte interne, unde nu pot să afirm, doar Dumnezeu știe ce este inima omului, este bună sau rea sau așa mai departe, dar cu siguranță noi avem aceste conflicte când vrem să facem o faptă rea, dar conflictul între bine și rău, lupta între bine și rău, lupta între Dumnezeu și Satan, practic în inima fiecărui, practic este și esența marei lupte, creează această tensiune în interiorul nostru. Îmi vine în minte să vorbesc puțin despre un erou al credinței sau unul dintre cei mai mari misionari apostoli, un om care a fost schimbat la întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos în drumul pe Damasc, este vorba despre Apostolul Pavel. În Romani, capitolul 7, el spune despre acest conflict care îl vede în viața lui. Și anume spune, uite, intenția mea, gândurile mele, dorința mea este să fac bine. Îmi propun lucrul acesta, îmi plănuiesc lucrul acesta. Și câteodată, iată răul ce-l fac. Și bineînțeles, cred că undeva la finalul acestei emisiuni vom aborda mai mult despre conflictul interior și realitatea din viața lui. Însă de aici vreau să plec la o întrebare din timpul nostru. Lumea de astăzi este foarte, foarte și din ce în ce mai multă polarizată. Cei care cred în Dumnezeu încep să creadă în Dumnezeu mai mult și mai mult și există până la urmă și fanatism religios, iar cei care nu cred în Dumnezeu încep din ce în ce mai departe să-și accentueze această stare. Cu toate acestea, există între cele două clase, pentru că nu vreau să vorbesc despre mai multe acum, în aceste două clase există un punct comun, și anume, și unul și celălalt găsesc realitatea binelui la fel. Faptele bune le văd la fel. Ei nu zic, uite, asta ce faci tu, ce consideri tu că e faptă bună, eu consider că e faptă rea. Amândoi, deci ambele clase, ambele categorii consideră că și unii și ceilalți
fac fapte bune și amândoi spun, Domnul este faptă bună. Și cel care crede în Dumnezeu merge în Africa și, eu știu, plantează un pom, îi ajută să vadă cum se plantează porumbul și celelalte lucruri, alunele de pământ, culturile care merg, le pune o fântână pentru apă și așa mai departe, învață igiena. Și altcineva care nu crede în Dumnezeu merge și face același lucru în Africa pentru că el crede că asta înseamnă bine. Eu acum întrebarea care vreau să o adresez este următoarea. Cum de și unii care cred în Dumnezeu și unii care nu cred în Dumnezeu definesc și trăiesc sau lucrează la fel binele? Cum credeți noastră că au același punct comun, binele și faptele bune? Aș crede că o să abordăm mai târziu acest lucru un pic mai structural, dar ca să răspund, credința mea fermă este că după păcat, și Biblia spune, omul este rău. Și pornirile lui, înclinațiile lui sunt spre rău. Mereu aduc acest exemplu cu trandafirii. Dacă vrei într-o grădină să crească trandafiri, trebuie foarte mult să muncești. Dacă nu faci nimic, acolo cresc spini și pălămidă. Deci pentru ca să fie bine, trebuie să fii îngrijit. Și printre altele trebuie să fii un grădinar care, iarăși, activitatea din exterior, asupra sufletului nostru sau, mă rog. Dacă luăm din această perspectivă, atunci binele este o, cum a zis, Dumnezeu este bun, unicul Dumnezeu este bun. Și atunci eu percep personal că binele este o licărire a divinității în noi. În cazul dat, într-un om care este creștin, noi putem să-i numim fanatici, mai știu eu, dar cel puțin un om care se percepe a fi creștin și crede și vrea să fie după cum scrie Scriptura, sau cel puțin spiritual și crede în Dumnezeu. Exact. Atunci el este mai aproape de Dumnezeu și atunci această licărire de bine este oricum în el. Fiindcă, cum am zis, este binele vine de la Dumnezeu, de la sursă. Dacă vorbim despre un om care este ateu, nu crede în Dumnezeu, aș crede că oricum este acea răvună a Duhului Sfânt în om, care acea imagine, acel chip al lui Dumnezeu care a fost când de la creațiune omul și nu a fost s-a pierdut. Creat, exact, care nu a fost șters până la sfârșit, fiindcă până la sfârșit Dumnezeu apelează la acest lucru, la acest chip care vrea să-l restabilească în fiecare om. Unii recunosc, alții nu recunosc, însă în ambele situații Dumnezeu este autorul cel care conduce la bine și la aceste fapte. Noi am dat un exemplu mărunt, însă pot fi mai multe lucruri. Intervenții în caz de incendii, accidente, tsunami, cutremure de pământ unde sunt distrugeri. Vedem foarte multe clase de oameni și care devin buni, devin plini de bunătate față de acești oameni și unii dintre ei nu au de-a face cu Dumnezeu, cu mersul la biserică, cu cititul Bibliei, cu rugăciunea și totuși fac lucrurile acestea. Explicația este imaginea lui Dumnezeu care încă nu s-a șters și rămâne acolo. Da, acolo, din perspectiva spirituală, cred că este așa. Ar mai fi și altă posibilitate, una mai aproape de pământ, hai să spunem. Cel puțin din experiența migrării masive din Republica Moldova creștinilor și nu doar a creștinilor, a populației din Republica Moldova, am observat că mulți oameni când pleacă peste hotare parcă se fac mai buni. Vor să facă mai multe donații, lucruri bune, vin și spun hai să facem ceva și așa mai departe. Aș crede că iarăși provine dintr-o latură spirituală, când un sentiment de vinovăție că el cu altceva, cu nimic nu poate să participe, decât doar un ban să-l dau și eu ca altcineva să facă. Cred eu că este o mare problemă la acest capitol. Este un lucru bun că ei donează acești bani, dar până la sfârșit este o încercare, credința prin fapte, credința prin neprihănirea prin credință, neprihănirea prin fapte. Deci nu poți cu fapte bune să cumperi cerul. Nu poți. Deci este o chestiune, cum și oamenii acum fac și misiunea, foarte impersonal. Dau o carte, dar nu se discut cu omul. Fac un bine la om, dar nu mă implic personal. Nu am acea implicare internă, doar o acțiune externă. O acțiune exterioară sufletului meu. Deci nu este felul meu de a fi, ci pur și simplu o acțiune. Pentru că aminte, prima misiune care am avut-o aici în acest studio a fost despre cerșetorie și realizez chiar acum momentul acesta când vorbim noi că atât omul care îi oferă ceva cerșetorului fără să discute cu el, fără să afle problema, drama prin care prin care trece, fără să-și ia timp să vadă unde stă, cum se descurcă, e reală problema lui sau nu e reală, este un înșelător sau poate să-l ajute să iasă din starea aceea. Și atât și omul care oferă ceva impersonal, cât și persoana aceea, lor
le convine această relație, dă-mi, oferă-mi, eu îți dau, eu sunt liniștit în conștiința mea, am făcut-o și Dumnezeu mă vede, și celălalt care spune am primit și nu vreau să mă întreb mai multe, că mie îmi place starea aceasta. Vreau să aduc două exemple foarte scurte și ceea ce am făcut noi cu tineretul din biserică de la noi. Am fost odată într-un oraș și când am revenit înapoi, am venit cu niște biscuiți. Era sabat și am mers în parc și ne-am gândit hai să distribuim niște biscuiți făcute de mama unui prieten de-al nostru comun. Și hai să distribuim la tot cei săraci, mă rog, care reușit să-i găsim în parc sau în zona parcului. Am dat cât am putut să dăm, n-am reușit să-l dăm pe toate. Și am încercat pe urmă o chestiune, hai să dăm pe gratis biscuiți oamenilor. A fost marea mea revelație că oamenii nu acceptă binele. Mai ușor avea să le vindem aceste lucruri, fiindcă omul vrea să aibă meritul său, adică eu îl cumpăr, nu-mi trebuie mie binele care, mă rog, binele neacceptat până la sfârșit. Și marea mea descoperire a fost că a fost mai greu să dau omului pe gratis niște biscuiți decât dacă avea să încerc să le vând, mai repede avea să le vindem. Este exemplul ăsta cu cum primește omul binele și cum este el perceput. Fiindcă omul se gândește că este un interes sau ceva sau un pericol, încredere și așa mai departe. A doilea exemplu este că iarăși cu tinere din biserică am mers în iarăși parcul central, am încercat să scot mai mulți tineri și să încerc să-i scot din zona lor de confort. Și iarăși, ce facem? Ne-am adunat și hai adunăm niște bani și facem niște bine, cumpărăm ceva și dăm la ăștia, la boschetari. Oamenii străzi. Da, oamenii străzi. Și atunci am spus, ok, cumpărăm, am adunat niște bani, am cumpărat câte ceva, dar am spus că vă dau niște mici misiuni care le aveți de făcut. Vă duceți la acel om, la colț, de exemplu, întâi am mers și am văzut cine este pe preajmă. Ați cercetat zona. Da, am cercetat zona și am zis, mergeți la el și îmi spuneți după această istorie câți copii are, intrați în discuție cu el. La altă i-am spus, pe acela te rog să-l îmbrățișez. Nu mirosea urât la el, printre altele. A fost o activitate care tinerii le-a plăcut să facă, dar iarăși a fost cu calitate, cu titlul de excepție și nu felul nostru de a fi. Ceva de a fi de fiecare, da. De fiecare deci, moment. Și după aceasta i-am întrebat, uite, voi foarte des posibil treceți pe aici și dați câte un leu, mai știu eu câte dați voi la aceste persoane. Alții spun, nu dau din cauza că ei după aceasta merg, cumpără vin, țigări și așa mai departe. Alții spune că eu merg și cumpăr singur pâine sau ceva de alegurii. Atunci i-am spus, uite, binele nostru se oprește acolo unde nu mă afectează pe mine personal. În acest sens, i-am întrebat, cine din voi este gata să ia această persoană acasă, să-l țină vreo 5-10 zile, să-l spele, să-l îngrijească, să teamă, să stea noaptea singur, poate nu singur, dar să stea în casă cu aceeași persoană, fiindcă încă nu o cunoaște, nu are încredere. Cine știe, poate are ceva stranietăți, amuși te mai lovește și așa mai departe. Deci am constatat că binele nostru este foarte impersonal, deci mai degrabă dau ceva, fac ceva undeva în Africa. Este mult mai complicat să faci bine la tine acasă cu ai tăi care deja te cunosc cât de bunișor ești tu. Este mult mai complicat să faci bine acolo, în mediul în care oamenii te cunosc. Pentru că acasă tu nu poți să faci un bine odată la un trebuie an. Trebuie să fie permanent. Să fie bunătatea aceea manifestată continuu. Exact. Vreau să așez lângă ceea ce am discutat până acum următoarea gândire a unor oameni care spun așa, e normal, văd pe la televizor sau văd pe stradă, citesc ziarele, normal că l-a intervenit acolo, normal că a dat, că el are. Dar eu n-am, așa că nu am de unde să dau. Binele sau bunătatea poate fi manifestată prin aceste activități practice, fapte, numai de cei care au, care sunt, hai să zicem, binecuvântați de Dumnezeu, care sunt înstăriți, care au bunuri materiale, sau binele și bunătatea poate fi manifestat și de cei care nu au așa de mult. Care este opinia dumneavoastră? Iarăși, nu cu o dilemă, dar o paradigmă. Paradigma, diferența între ce și cum. Foarte des ne concentrăm asupra la ce. Ce să facem. Dar mai mult atragem atenția cum să facem. Când Hristos a spus despre acea femeie săracă, văduva care a venit și a adus doi bănuți. Puțin. Au fost alții care au adus, la capitolul ce, au adus mult.
Dar Hristos a atras atenție la cum. Și nu oamenii, ce. Dacă se uitau acolo, vedeau că lucrurile sunt mai favorabile în dreptul acelor oameni care deveau mult. Mult, exact. Cred că aveau necesități cine știe. De aceea, dacă vorbim din prisma unui creștin, Dumnezeu apreciază, cred eu, și acest lucru îl găsim foarte clar scris în Sfânta Scriptură, felul cum facem. Deci, atitudinea, starea noastră internă. Și iarăși o să revin la cauză și efect. Cauza binelui care îl faci trebuie să fie felul tău de a fi și Dumnezeu în suflet la tine. Efectul este binele. Dacă tu faci un bine, nu poate fi bine în sine, deci bine pentru bine. El trebuie să aibă un scop, un motiv în spate, trebuie să aibă o sursă în spate, până la sfârșit. Există câteva declarații ale oamenilor, auzi vorbind, auzi discutând și spun cam așa. Bine faci, bine găsești. Alții spun, niciun bine nu rămâne nepedepsit. O variantă pozitivă, o variantă parcă dorită de toți, faci bine, găsești bine. Alta variantă puțin negativă, faci bine și în zilele de astăzi, după ce faci bine, primești o pedeapsă că ai făcut lucrul acesta. Cum interpretați cele două vorbe? Sunt ele reale? Sunt trăite? Apar de undeva din mintea oamenilor care n-au ocupații sau exprimă o realitate? Care este opinia noastră? Cred că exprimă o realitate și ambele au drept la existență, cu toate că ar părea că sunt contradictorii. Bine faci, bine primești, într-adevăr, chiar dacă nu direct ți se întoarce binele ca pentru binele X care l-am făcut, mi se întoarce binele Y care l-aș merita într-un fel. Dar aș crede că, și cel puțin vreau să cred, cel puțin că este un Dumnezeu care scrie în cartea de aducere a minte și în cărțile cerești că dacă nu ni se întoarce acest bine acum, ni se va lua în calcul mai târziu. Iarăși, nu promovez ideea că cumpărăm cerurile. Era o discuție pe care Iisus o purta cu ucenicii. Doamne, noi te-am lăsat totul, da. Și te-am urmat. Care noi ce și Mântuitorul le spune ce pe acest pământ nu știm, va fi și aici bine, dar mai ales veți primi însutit exact. În împărăția mea. Și a doua expresie, foarte, foarte des am trăit-o personal și doar acum încep să realizez de ce se întâmplă acest lucru. Faci bine și nu, fă bine și nu vei rămâne nepedepsit. În ce sens pedepsit? Nu vine cineva să te pedepsească pentru un bine. Doar că atunci când vrei să faci un bine, înseamnă că tu te implici. Implicarea aduce cu sine incomodități. Și atunci noi ieșim din rutina zilnică, ieșim din zona noastră de confort. Și desigur că nu neapărat o să ne simțim confortabil. Și atunci vine, n-aș spune că o pedapsă, dar o formă de lucruri neplăcute care pot să se întâmple. Și doi la mână, deja trei aș crede, oamenii cărora le faci bine, problema este cum ei acceptă acest bine. În calitate de director ADRA am fost în multe familii nevoiașe și sunt oameni la care vrei să-i ajuți, alții care niciodată n-ai mai fi dorit să-i ajuți și alții care nu acceptă binele. De foarte multe ori, când noi mai distribuim ceva, nou ne trebuie, cel mai tare nu-mi place acest aspect, dar ne mai trebuie niște fotografii, ceva pentru promovare, pentru donatori sau nu mai știu ce. Și anume din perspectiva aceasta că oamenii cred că tu te uiți la dânșii ca la nu știu ce, adică vii, mă fotografiez, dacă vrei faci un bine fără ca să mă știi și așa mai departe. Adică sunt mulți oameni care nu acceptă binele. Principiul biblic nu, să nu știe dreapta ce face mână, da. Dreapta ce face stânga. Este valabil dacă îl faci atunci când faci personal. Ca și organizați, noi avem nevoie de niște chestiuni de care avem nevoie. Cu părere de rău, cu părere de mine, nu știu, dar noi avem nevoie de ele. Și sunt persoane care refuză. Doi la mână sunt persoane care refuză atunci când află că au venit ăștia, pocăiții ăștia să mă ajute. Nu acceptă din cauza că suntem pocăiți, hai să-i spunem așa. Cel puțin concepția mea este că în mâna unui om care întinde o bucată de pâine, de exemplu, nu stă scris adventist, baptist, ortodox, musulman, nu mai știu ce. Deci binele, cum am zis la început, este o limbă care toți o înțeleg. Și niște preconcepții ale oamenilor, care posibil știu sau nu știu că suntem adventiști, poate să fie cei care să îi facă pe ei să nu accepte binele care noi vrem să-l facem pentru ei.
Aș vrea să vă întreb în situația, cu siguranță ați întâlnit-o, în situația în care cineva, noi am vrea, în momentul în care facem un bine, cel puțin să se întâmple câteva lucruri. Omul să fie, să spună un mulțumesc, un simplu mulțumesc, măcar atât. Uh-huh. Unu. Doi. Să vedem o recunoștință manifestată atât în modul, la modul prezent, dar și pe termen lung. Am vrea schimbarea acelei persoane și de ce nu să vedem că din ceea ce el are, ne-am bucurat să vedem că oferă și altuia. Să presupunem că într-un caz nu vedem niciuna din aceste lucruri întâmplate și mergem o dată, manifestăm bunătate, a doua oară, a treia oară, putem să continuăm așa la nesfârșit sau undeva trebuie să se oprească. Dacă nu vedem nici măcar unul din cele trei manifestate. Cel puțin eu aș continua 490 de ori. 400... Eu l-aș ierta de fiecare dată. Nu știu dacă aș răbda atât, sincer să fiu. Dar Hristos spunea despre iertare, la capitolul iertare, 490 de ori, 70 de ori câte 7. Și aș crede că ar veni un acel moment critic când atitudinea persoanei s-ar schimba. Nu cred că el o face din cauza că el este așa. Din cauza că este înrăit pe viață, din cauza că poate că are motive să fie înrăit pe viață. Dar cred că este un moment critic când o masă critică de emoții, sper eu, pozitive, se adună din cauza activității noastre și el începe să se recunoască altfel, să aibă altfel de recunoștință față de aceste lucruri. Cel puțin așa eu cred. Deci sunteți un optimist în direcția aceasta? Sunt un optimist și spun că și realist. Adică calculez cele mai rele posibilități care le avem, adică realist, dar optimist că totuși o să fie bine. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Cu siguranță noi n-am încheiat discuția, am vrea să mai avem o emisiune pe tema aceasta și vom intra un subiect puțin mai profund și vom răspunde la mai multe întrebări telespectatorilor noștri. Vreau să vă mulțumesc și cu bucurie la emisiunea viitoare. Mersi pentru invitație, numai bine. Stimați telespectatori, am vrut de la început să așezăm înaintea noastră dilema aceasta care cu siguranță vă preocupă, vă interesează. Nu am răspuns poate la toate întrebările. În emisiunea viitoare vrem să facem lucrul acesta și vă invităm să fiți alături de noi. Însă, la sfârșit concluzionăm un lucru. Bunătatea trebuie să fie găsită, trebuie să fie căutată, găsită și manifestată. De multe ori ea nu se manifestă pentru că stăm în casele noastre și manifestată poate față de membrii familiei pe care uneori nu-i considerăm neapărat meritoși sau vrednici de bunătatea noastră. Ieșind din casele noastre, mergând acolo unde ni se face milă, am putea să spunem un cuvânt sau o însușire care se găsește doar la Dumnezeu, având această milă față de ceilalți oameni, bunătatea va ieși din noi și va fi o mare bucurie pentru noi. Farmecul unui om, spuneam din Biblie, din textul acesta, din Proverbe, capitolul 19, farmecul unui om este bunătatea lui. Ce m-aș bucura dacă și dumneavoastră și eu am începe să visăm și să ne gândim la cât de fermecători putem să devenim fiecare dintre noi. Până data viitoare, vă spun la revedere și mă bucur mult să vă întâlnesc în viitor, pe curând!